O zi frumoasă, o zi plăcută. Și vom avea șansa să realizăm cât de importante sunt cuvintele în viața noastră. Și sigur, nu este vorba de cine știe ce lucruri complicate din dicționar, ci pot fi foarte bine. Te rog, mulțumesc că ai avut dreptate. Iată ce anunț astele pentru cele 12 zodii. Berbec. Un program destul de lejer astăzi, în care par să meargă de la sine tot felul de chestiuni birocratice și aranjamente din zilele trecute. Invitație la un sup, la o cafea. Vrea cineva să vă întoarcă o favoare și chiar să achite consumația. Taur. Tendință spre încăpățânare, dar astfel ați putea rata o informație importantă sau blocați o negociere. Vești bune legate de bani în a doua parte a zilei. Veți simți poate că eforturile voastre din ultima perioadă au fost apreciate așa cum trebuie. Gemeni. Un moment de inspirație pentru voi. Puneți cap la cap niște informații, dezlegați o enigmă, luați o decizie curajoasă, dar bine fundamentată. Posibilă întâlnire cu ecouri intense în inima celor care actualmente nu sunt într-o relație. Rac. Un posibil moment al adevărului într-o relație, dar se pare că veți lăsa un dialog sau o mărturisire să meargă până la capăt, înainte de a trage voi o concluzie și de a vă exprima poziția, sentimente. Vă surâde gândul unei deplasări în acest sfârșit de săptămână sau o ofertă last minute. Leu. O negociere relativ dificilă se îndreaptă spre final. Se poate să obțineți acele condiții cheie pentru voi și, în ansamblu, veți fi mulțumiți de rezultate. Vă decideți, poate, în sfârșit, să dați curs unor recomandări medicale, să vă odihniți mai mult, să schimbați din obiceiuri. Fecioară. Pregătiri pentru o întâlnire importantă, pentru o negociere decisivă. Un fel de examen pentru voi, poate. Ajungeți la concluzia că ar fi mai bine să lăsați pe mai târziu un argument forte sau valorile financiare care v-ar mulțumi. Balanță. După o declarație de zilele trecute, treceți acum la treabă ca să strângeți și dovezi sau argumente de partea voastră. O zi destul de încărcată pentru voi. Este posibil chiar să ajungeți la concluzia că aveți mai puțin timp la dispoziție decât ați estimat anterior. Scorpion. Veți impresiona chiar fără să vreți, printr-o declarație, o părere sau o poziție. Posibil să convingeți pe cineva de sentimentele voastre sau de bunele intenții, să realizați o împăcare emoționantă sau să faceți o cucerire, bineînțeles, după cum este situația concretă. Săgetător. Schimbare de stare sau de atitudine. Se poate să treceți de la entuziasm la o pauză, ca să evaluați informații care apar, semnele pe care vi le transmite un interlocutor. Vă bucurați de liniștea casei sau faceți aranjamentul pentru o partidă de pescuit cât de curând posibil. Capricorn. O perioadă aglomerată pentru voi și veți fi nevoit să vă ocupați de două proiecte sau de două activități în același timp sau oricum să vă abateți de la un plan anterior. Posibil să descoperiți că ați avea de ceva de învățat de la un subaltern și chiar de la o persoană mai tânără, dar bine pregătită. Vărsător. Pentru atitudinea voastră binevoitoare sau pentru o mână de ajutor pe care ați oferit-o recent, ați putea primi acum un cadou, un buchet de flori, un semn de recunoștință. Oricum, o bună stare fizică și sufletească. Nimic nu pare prea greu pentru voi, odată ce v-ați stabilit un țel. Pești. Simțiți poate cum vă recuperați puterile sau cum vă schimbați starea de spirit, de la o oră la alta. Întrevedeți niște posibilități la care până de curând nici n-aveați curajul să vă gândiți. Vi se confirmă o ofertă, un sprijin. Începe cineva să își țină o promisiune pe care v-a făcut-o recent. Să avem o zi bună!